În curând, românii din străinătate vor putea trimite mai repede banii acasă. Potrivit unui nou regulament al Uniunii Europene, băncile sau alte servicii financiare vor fi obligate să ofere plăți instant în toate țările europene. Practic, banii ar urma să ajungă dintr-un cont în celălalt în câteva secunde. În prezent există doar aplicații care oferă astfel de servicii, în timp ce la bănci, transferul dintr-o țară europeană în alta poate dura și câteva zile. De aproape 20 de ani de când s-a mutat în Barcelona, Ana Maria trimite lunar bani acasă la părinți. De regulă merge la poștă, unde în funcție de sumă plătește un comision de la 5 până la 20 de euro pentru plățile care depășesc 1000 de euro. Prin acest sistem, banii ajung în câteva ore. Noi când ne-am cumpărat casa și soțul meu a trebuit să meargă în România și așa, așa și ne-au trimis banii, au întârziat destul, între două, două zile, trei zile. În general, transferurile bancare în euro dintr-un cont în altul durează, în funcție de bancă, de la câteva ore la trei zile calendaristice. De ajutor sunt însă diferite aplicații mobile. Un astfel de sistem ar urma să fie adoptat de toate statele europene. Regulamentul Uniunii Europene obligă băncile, dar și serviciile financiare să permită plăți instant în toate țările la un tarif standard similar cu un transfer clasic. Practic, banii din străinătate ar urma să ajungă în conturi în aproximativ 10 secunde, indiferent de oră sau de programul de lucru al băncilor. Potrivit unui raport al Comisiei Europene, un furnizor din trei nu oferă plăți instant în euro. La nivel european, potrivit datelor, în jur de 70 de milioane de conturi de plăți din zona euro nu le permit titularilor să trimită sau să primească plăți instant în euro. Obiectivul este o piață unică la nivel european. În acest moment, furnizorii de, de servicii de plată. Nu sunt obligați să ofere servicii instant. Ele pot oferi servicii pe care le comisionează cum vor ei. Pentru zona euro sunt 6 luni, 12 luni de implementare, iar pentru țările care nu sunt în, în zona euro sunt încă 2 ani în plus. Potrivit rapoartelor BNR, banii pe care îi trimit românii plecați peste hotare reprezintă una dintre principalele resurse de dezvoltare ale României.